găsit! Sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Primul weekend din prima etapă de campionat a adus și cele din tâi surprize. Dacă Universitatea Craiova nu a reușit să se impună acasă cu Șepșii, partida încheiindu-se la egalitate 2-2, nou promovat au Cluj a produs deranj pe Național Arena și a remizat și ea cu FCSB. Mai mult, ardelenii au fost cei care au deschis scorul, iar elevii lui Toni Petrea au reușit să egaleze abia dintr-un penalti. Mă uit la ceas și nu prea s-a obișnuit cu ora asta, mai mult la matineu. La ora asta, în general, dormeam, sincer să fiu. Dar ce pot să zic, e debutul meu la nivelul ligii întâi. Sunt bucuros pentru rezultat, pentru efortul jucătorilor mei. Îi apreciez pentru jocul din această seară. Am întâlnit un adversar foarte puternic. Zic eu că cu puțină șansă cred că puteam merge și cu 3 puncte la Cluj. Cu dreptul puteam să obținem și toate cele 3 puncte, dacă eram puțin mai atenți, dar da, pentru noi e un punct de plecare. În același timp trebuie să fim la fel de agresivi și muncitori pentru a avea rezultate în continuare. Pentru, într-adevăr, știm că un meci cu Steaua pe un teren frumos și cu suporteri ai o extra motivație și noi nu trebuie să lăsăm motivația jos și să venim cu plusul acesta. Am văzut și declarația patronului FCSB-ului că vrea ca la pauză să fie scor de 3-0. Cred că am practicat un joc frumos, un joc bun, n-am venit aici să facem un joc murdar, să zic așa. Puteam obține și mai mult, într-adevăr, dar suntem mulțumiți în acest debut, după o perioadă lungă în care Cluj a evoluat în ligile inferioare. Când puteam pierde acest joc pe final, pentru că au fost câteva contraatacuri foarte periculoase a celor de la Cluj. N-am tratat așa cum trebuia anumite faze pe final de joc. Am încercat să câștigăm, am încercat să mergem peste adversar, dar am neglijat un pic apărarea. Per total, cred că este un rezultat echitabil. Dacă vom juca așa, ne va fi foarte greu în Europa. Noi am fost pe teren, noi am făcut un joc foarte slab și nu am reușit să ne impunem. Panică la FCSB, scos din minți că jucătorii cărora le plătește salarii de 10.000 de euro au fost ținuți în șah de cei de la Cluj, Gigi Becali are iar gânduri de a vinde echipa. Mâine, dacă vine cineva, aș lichida. Păi nu ai văzut cu Neluțu? De ce să mă duc la spital? Și eu, idiot, îi dau unui jucător 15.000 salariu. Eu caut să lichidez, nu mai caut atacant. Cum să mai caut atacant? Nu mai am ce face, nu mai am. Sunt de 21 de ani și am ajuns la concluzia că nu am ce face. Nu am ce face cu jucătorii de ăștia. Dacă ajung în grupele conference, normal că am în lichidarea. Ce să fac? Ce vrei să fac? Pune-te în locul meu să vezi. Tănase 30.000 salariu și pe urmă el cere lot. Sunt puțini? Are dreptate, sunt prea puțini. A declarat Gigi Becali la DigiSport. În disperarea de a-și mai recupera banii investiți, patronul celor de la FCSB vrea să vândă tot ce poate, chiar dacă transferul unor jucători de bază, cum este Dario Solaru, ar destabiliza strategia începutului de campionat. ProSport.ro a dezvăluit în exclusivitate că reprezentanți ai unui club arab au venit la București după Olaru, iar Gigi Becali le-a cerut 7 milioane de euro pe mijlocaș. Transferul a stagnat pentru moment, arabii oferind o sumă mai mică. Am primit oferte de 5 milioane pe Olaru, dar oamenii n-au mai venit deloc astăzi, nici măcar un telefon n-au mai dat. Cred că au plecat. Du-te, domne, ești nebun, nu dăm niciun ban pe ăsta. A spus Becali la Pro Arena. Farul Constanța s-a impus pe teren propriu cu FCU Craiova 1948 și a strecat debutul pe banca oltenilor lui Marius Croitoru. Hagi a început sezonul cu speranțe mari. În 2 ani va fi gata noul stadion al lui Faru, iar regele vrea să aducă 15.000 de suporteri abonați la club. Sper să fie ca atunci când eram eu mic și săream gardul să văd meciurile, a mărturisit Gheorghe Hagi. Pentru noi era importantă victoria, pentru că victoria aduce încredere, convingere, curaj. Era necesar, aduce fericire și multă încredere în grupul nostru. Au fost multe schimbări în vara asta, dar am încercat să... Cred că am fost inspirat, cred că i-am pus în dificultate de multe ori cât am putut. Pe căldura aceasta să faci pressing din minutul, presiune din minutul 1 și pe minutul 90 e greu. Au făcut lucruri bune și ei și meciul, cum v-am zis, înainte un meci frumos. Așa cum totdeauna și pentru mine și Croitoru. Publicul, foarte bine, avem la stadion, acest lucru mă bucură. Mai mulți, să arătăm fariștii să revină iar așa cum a fost în anii 70-80, când eu eram copil, să eram gardul să,
să intru să văd meciul. Așa că cred că acolo trebuie să ajungem. Din păcate avem un stadion mic acum, dar în 2 ani o să avem la cel mare. Și cred că până atunci, cum am zis, targetul nostru este să aducem 10.000, între 10 și 15.000 de abonați. Atunci cred că Farul va fi puternică, atunci cred că Farul va putea să limită pretenții la lucruri mai mari. Atât de lăudat și așteptat, sistemul VAR a bulversat pe toată lumea în prima etapă din Superliga Românească. Problemele tehnice de pe stadioane, lipsa unei fibre optice de calitate, dar și deciziile ciudate ale arbitrilor, cu tot cu analiză video, i-au amețit pe antrenori și pe fotbaliști. La numai puțin de 5 din primele 7 meciuri au fost bâlbe cu VAR. Tu ce ai înțeles din VAR? Sincer, n-am înțeles nimic. La un moment dat a validat golul, îmi spunea că este gol. La lovitura liberă mă refer. Da, nu știu, nu înțeleg nimic. Dar așa au fost deciziile, bănuiesc că au fost cele corecte și nu comentăm. Se marchează golul, aștepți VAR-ul, ai emoții, jur, ai mai mari emoții decât normal când e cursivitate și e decizia doar a arbitrului. Am avut emoții la golul lui Kipciu, unde speram să fim noi în avantaj, invers neavantajat, iar offside-ul din care au reușit să marcheze cei de la FCSB. Dar până la urmă, cred că lumea merge mai împăcat acasă și știe că arbitru chiar nu a avut mari erori în derularea partidului. Ben a fost un atac agresiv din punctul meu de vedere al lui Șerban. Până la urmă s-a analizat, i s-a dat mai târziu cartonașul galben. Emoții mai mari, da, durează mai mult așa și stai și te gândești, o fi fost gol, nu o fi fost cum a fost și golul anulat pentru Cluj. Dar asta e, cred că totuși e mai bine. Cred că totuși e mai bine pentru că chiar dacă mai sunt și vor mai apare discuții și probleme de genul ăsta, totuși cred că se vor fi mult mai clare problemele. Vă simțiți mai liniștit așa? Da, sincer da, sincer da. Da, am atins, a fost mingea deviată și mi-a venit în mână. Într-adevăr, mâna era lipită, nu știam la un moment, în momentul acela dacă orice mână este gol, chiar dacă o ai lipită, e valid și de asta nici nu am stat puțin așa calm ca să văd ce se întâmplă, dar bine că e VAR, altfel nu vrem să păcălim. Suntem la început și cu VAR-ul, trebuie să treacă puțin timp, până se obișnuiesc și arbitrii, nu este ușor. Și v-a zis ceva Tăbi Popescu la vestiar? Nu, am vorbit cu băieții, s-au uitat pe telefon și au văzut fază și nici am înțeles a fost penalti, dar dacă nici cu VAR nu se mai dă penalti, atunci, Doamne iartă-mă, nu mai știu ce să zic. Ce a simțit în momentul în care Sebastian Colțescu a oprit meciul pentru a consulta sistemul VAR? Eram sigur că e penalti. Chiar dacă nu era, știam că e, pentru că prea mare ghinion am avut. Și am zis, o să meargă așa și ruginioanelor până nu știu când. Pentru că să ai penalti minutul 93 și 15 secunde, trecuseră 15 secunde și mă gândeam de ce nu s-a fluierat înainte, dar asta e altceva. Poate a avut motivele lui, după care, revăzând faza, am dat seama că VAR-ul e important, că fără VAR n-ar fi văzut. El a lăsat meciul să continue. Și într-adevăr, Hoban n-avea voie să țină mâna acolo. Această lecție le-am făcut-o mereu, în care eu n-ai voie să stai cu mâna pe sus, n-ai voie să bagi alunecări, să stai în picioare, pentru că VAR-ul nu te iartă. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru, prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră ediție, la revedere!